Operațiunea militară a lui Putin în Ucraina a ajuns în ziua 268 și merge atât de bine încât rușii s-au apucat să sape șanțul în peninsula Crimea pe care o ocupă din 2014. Unele tranșee sunt și la 60 de kilometri sud de linia frontului, ceea ce sugerează că rușii se așteaptă la o ofensivă puternică a ucrainenilor. Nu este de mirare, după retragerea haotică din Herson, aflat la nord, rușii sunt mult mai vulnerabili acum. Teritoriile controlate de ei sunt în bătaie a sistemelor performante de atac primite de ucraineni, de la americani și europeni. De fapt, fortificațiile de care vorbesc rușii se află undeva în zona de contact dintre cele două regiuni, Herson și Crimea, pe malul stâng al Dniprului, după ce ucrainenii i-au forțat pe ruși să bată și aici în retragere, cu cel puțin 20 de kilometri spre sud. De altfel, încă de dinainte de fuga din Herson, rușii aveau mari probleme cu securizarea peninsulei. În ultimele luni au fost explozii inclusiv în baze militare, iar distrugerea parțială a podului Kerch a fost văzută ca o lovitură directă pentru imaginea lui Putin. Și discutăm despre ultimele informații de pe frontul din Ucraina cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Această decizie a Rusiei de a săpa șanțuri în zona Crimeei, credeți că indică faptul că Rusia începe să se teamă și totodată că Putin nu a anticipat această evoluție a războiului pe care chiar el l-a declanșat? În opinia mea, ambele valori pe care tocmai le-ați făcut sunt corecte. În egală măsură, peninsula Crimeea, în orice fel de discuție, a reprezentat un fel de linie roșie pentru Federația Rusă. Este și mesajul care a fost transmis societății ruse. Poporul rus știe acest lucru. Crimeea ar fi nenegociabilă în orice fel de variantă din perspectiva Moscovei. Sigur că sunt interese nu numai de imagine politică, ci și strategică, pentru că este vorba mai ales de portul Sevastopol și de faptul că în Marea Neagră, la mare caldă, flota militară a Federației Ruse de ani buni își găsește adăpostul. Deci, din acest punct de vedere, preluarea peninsulei Crimeea de către ucraineni ar reprezenta și din punct de vedere militar, strategic, o problemă enormă pentru Federația Rusă. Sigur că în acest moment situația este oarecum stagnantă pe front, acțiuni militare se desfășoară, dar în egală măsură există și un anume dialog și din acest punct de vedere, sigur, ucrainenii sub nicio formă, în orice fel de dialog tranzacționist, pentru că nu îl pot numi negociere în acest moment, nu vor renunța la peninsula. În egală măsură, Rusia atacă rețeaua energetică a Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că noaptea trecută peste 10 milioane de oameni au stat în frig și în beznă. Am văzut că Ucraina rezistă foarte bine și chiar îi pune pe ruși pe fugă în momentul în care discutăm despre disputa teritoriului. Însă credeți că Ucraina are șanse să reziste și la aceste atacuri la rețeaua energetică în plină iarnă? În orice caz, până în acest moment, poporul ucrainean a dat dovadă de de o reziliență extraordinară și din acest punct de vedere, cred că în continuare această atitudine va fi sustenabilă. Practic, ucrainenii, pe sprijinul militar pe care îl primesc, desfășoară acțiuni militare extrem de semnificative. Sigur, Moscova supune la un dublu test de stres prin venirea iernii în acest moment. Pe de o parte, poporul ucrainean, prin aceste lovituri care vizează strict instalații și structuri de securitate civile, încercând să determine poporul ucrainean să nuanțeze sprijinul în ceea ce privește conducerea politică de la Kiev. Și în al doilea rând, legat de Europa, și aici este evident discuția privind instrumentalizarea militară, cum se spune, a raporturilor economice și de export privind hidrocarburile cu statele europene. Sperăm cu toții că atât rezistența ucraineană, cât și determinarea și solidaritatea europenilor, inclusiv în spațiul euroatlantic, vor continua la același nivel.
Aș dori să discutăm și despre ultimele informații privind acea rachetă care a ucis doi oameni de pe teritoriul Poloniei. Un oficial polonez a declarat pentru CNN că țara sa va avea în câteva zile rezultatele anchetei. Credeți că în urma acestor rezultate am putea vedea și anumite măsuri concrete împotriva Rusiei, spre exemplu, pentru că au spus că vina este a Rusiei că a declanșat acest război, sau, dimpotrivă, se vor rezuma la declarații tocmai pentru a detensiona situația? Nu se vor rezuma numai la declarații, dar măsurile concrete vor presupune întărirea capacității de apărare atât a statelor membre NATO din frontiera limitrofă crizei ucrainene, cât și în ceea ce privește dotarea cu armament a forțelor armate ucrainene. Din punctul de vedere al Alianței Nord-Atlantice, secretarul general NATO a făcut comunicările necesare. Vreau să vă spun că acest tip de informații transmise de la acest nivel sunt agreate în prealabil cu toate statele membre NATO, inclusiv cu Polonia, în mod evident. Și schimbările de atitudine în câteva ore, așa cum știți foarte bine și dumneavoastră ați informat corect, stau mărturie din această perspectivă. Deci nu va fi angajată Federația Rusă din perspectiva Alianței Nord-Atlantice într-un conflict militar. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și analize. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României.